Informația de ultimă oră la Digi24. 3 morți și 7 răniți după ce o mașină de transport marfă plină cu oameni s-a răsturnat în cariera minieră Jil Sud din județul Gorj. A fost activat planul roșu de intervenție. Primim detalii de la jurnalistul Digi24, Ana Maria Iang. Bun găsit! Din primele informații se pare că mașina care transporta minerii de la intrarea în carieră la locul de muncă ar fi rămas fără frâne, astfel că în urma accidentului 3 persoane au fost găsite de echipajele ISU inconștiente, alte 8 persoane au suferit leziuni, dar sunt conștiente. La fața locului s-au deplasat 3 echipaje smurt, 2 echipaje pentru descarcerare, o auto specială transport victime, 8 ambulanțe de la Serviciul Județean de Ambulanță Gorj, de asemenea 2 elicoptere smurt din cadrul punctelor aeromedicale Craiova și Caraș sunt la fața locului. Tocmai am primit o informație din partea ISU Gorj. Se pare că, din păcate, cele 3 persoane inconștiente au fost declarate decedate. Ana Maria, îți mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Încercăm să aflăm și noi mai multe despre ce s-a întâmplat acolo. O să revenim cu informații după o scurtă pauză.